au făcut jocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Dom'le, noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. Nu am niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de casino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajunge așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului.